ziua, sunt Cristian Hagi, bine v-am regăsit. Toți avem pe cineva bolnav în familie și vrem să facem tot ce este posibil pentru a le fi mai bine. Avem alături de noi două persoane care încearcă să facă acest lucru schimbând o lege, introducând ceva ce nu s-a mai aplicat până acum în România. Din păcate, încearcă acest lucru de ceva vreme și recent au fost și câteva bețe în roate. Discutăm despre cannabisul folosit în scop medical și despre când va putea fi acesta sau acest tratament implementat în România. Alături de mine avem așa, pe doamna Cristina Dumitrache, deputat, membru în Comisia de Sănătate din mai 2022, da? Am revenit în Comisia de Sănătate. O revenire și doamna Alexandra Cârstea, care este avocat și care este și a înființat o asociație, Victoria Mea. Sunteți avocat, bună ziua, după 2 ani de pauză, da? Bună ziua, după mai mulți ani de pauză. Da. Ați înființat această asociație pentru că, așa cum spuneam de la început, toți avem pe cineva bolnav în familie și toți vrem să le fie bine. Spuneți-ne dumneavoastră, dacă puteți, care este experiența personală care v-a dus aici? Mulțumesc pentru oportunitate și pentru invitația pe care mi-ați adresat-o și mie astăzi. Am un pic de emoții și chiar și bucurie multă, pentru că este prima dată când sunt în același platou cu Cristina Dumitrache. Și este cu atât mai important cu cât povestea care m-a dus astăzi în fața dumneavoastră este o poveste reală, o poveste care ne-a schimbat foarte mult familia și cu care Cristina a empatizat din primul moment. Adică resursele pe care le-am dăruit acestui proiect până acum au venit de la o poveste care ne-a măcinat foarte tare și prin care am trecut epuizând toate resursele medicale. Asta vreau să se înțeleagă. Situația mamei mele nu a fost o situație a unui pacient care a refuzat medicația clasică și care, nu știu, a apelat la soluția tratamentului cu cannabis folosit în scop medical dintr-o dorință pur personală. Nu, a fost un moment în viața ei în care medicația clasică nu a mai avut efect și mai mult decât atât, durerea pe care o experimenta la momentul respectiv era de necontrolat. Asta cred că este cel mai dur aspect pentru pacient și pentru aparținător. Asta subliniez cu fiecare ocazie pe care o am. Știu că poate, nu știu, avem foarte multe probleme și că am trecut printr-o pandemie, trecem prin o grămadă de provocări pe care viața ni le oferă în fiecare zi, dar cred că este foarte important să ne păstrăm empatia și iubirea față de semenii noștri, chiar dacă nu acum, nu știu, trecem noi înșine sau oamenii pe care iubim printr-o problemă, este foarte important să înțelegem că sunt oameni care au nevoie de ajutorul nostru. Și nu mi-am ales să fiu vocea cannabisului medicinal în România, însă disperarea și iubirea pe care o aveam față de mama mea în momentul respectiv m-a împins să caut resursele legale și normale de a putea să-i procur un tratament. Momentul acesta, cum ați întrebat de situație în sine, cum a fost, mama a primit un diagnostic de cancer terminal în 2015 cu un prognostic de supraviețuire de câteva luni. A urmat, așa cum v-am zis, terapiile clasice și a urmat o perioadă în care, sub medicația paliativă pe care o avea, durerile ei nu au mai putut fi controlate și starea ei fizică și psihică s-a deteriorat atât de mult încât nu mai comunica cu noi, nu ne mai recunoștea, nu mai putea să mănânce și să bea și mai greu pentru noi ca familie era să o vedem cum suferă și urla efectiv de durere zi și noapte. Au fost momente în care eram nevoită să o întorc de pe stânga pe dreapta pentru că escarele pe care putea să le facă pentru că era imobilizată la pat ne obliga să încercăm să-i găsim alte poziții. Și acela a fost momentul, de fapt nu acela, momentul în care am observat că inclusiv rinichii ei se blocaseră și medicul care o supraveghea pe partea aceasta ne-a spus că era la un prag de dializă. Acesta a fost momentul în care am fost obligată să caut alte variante. Pentru că ca orice om care își iubește foarte mult, iubește pe cineva în viața lui și care luptă pentru viața lui chiar, nu renunță, nu are cum să renunțe la orice șansă pe care viața i-a oferit-o. Și așa eram eu atunci, nu renunțasem la nicio șansă pe care mama o avea. Am început să caut, să mă documentez, am aflat despre cannabisul medical.
M-am gândit, pentru că, așa cum ați spus, de profesie sunt avocat și am și acest defect de a citi foarte mult și de a căpăta credibilitatea pentru mine însă, adică cu atât mai mult cei care ne urmăresc, vreau să înțeleagă că mă aflam în situația de a manageria cumva un tratament pentru mama, în condițiile în care nu aveam niciun ghidaj medical, nu aveam niciun soi de recomandare în sensul acesta, nu exista cineva care să supravegheze efectiv administrarea cannabisului la momentul respectiv și trăiam și cu frica ceea ce ar putea să experimenteze mama, cum ar putea reacționa. Deci, da, a fost o asumare pe care, pentru care m-am implicat 1000% și la momentul respectiv am încercat să găsesc medici și specialiști din Europa și din afara Europei care cumva să-mi dea liniștea, dar și informațiile necesare ca să pot. Foarte mulți și am o bucurie și o mândria și nu știu cum să vă zic, este pentru noi ca și campanie în România, este un plus valoare extraordinar pe care țara noastră îl are în momentul de față, să beneficieze de expertiza unora dintre cei mai buni oameni din Europa, dar și din Statele Unite și pe care i-am avut invitați la conferința pe care exact anul trecut și aceștia au confirmat și reconfirmă în continuare prezența lor și ajutorul pe care îl oferă pacienților din România prin cursuri pe care deja le-am organizat cu asociația, dar mai mult decât atât, uite, anunț acum și pe la emisiunea dumneavoastră, intenționez să merg mai departe cu partea științifică și să-i ajut pe toți profesioniștii medicali care își doresc informația și pregătirea în sensul acesta. Vreau să înființăm Academia pentru Cannabisul Medical în România și vom avea parte de toți acești oameni care își vor oferi sprijinul pentru pacienții noștri, dar și pentru medici. Ne pun la dispoziție nu doar cazuistica lor, ci și mai bine de 40.000 de studii pe care le avem deja la dispoziție, ne vorbind despre un tratament pe care, nu știu, nu l-au experimentat, nu l-au studiat și nu l-au implementat foarte multe state europene. Cu asta vreau să închei zicându-vă că am observat în practică că sunt persoane care nu se identifică cu acest potențial tratament, gândindu-se că este un tratament care se aplică, nu știu, Statelor Unite sau Canada sau foarte puținor state din Europa. Și în practică nu este adevărat. În practica europeană sunt tot mai multe state europene care își uniformizează legislația și care inițiază proiecte de lege și care, cel mai important, pun la dispoziția pacienților un tratament care le oferă o nouă șansă de terapie. E foarte important să reținem că nu este o terapie care îi obligă pe pacient să opteze între două terapii, ci este o șansă în plus la orice tratament pe care l-au deja la dispoziție. Să știți că numai experiența dumneavoastră ar trebui să-i convingă pe cei care au putere de decizie, dincolo de studiile științifice, dacă poți să faci bine. Când ați auzit prima dată de acest caz? În 2015? Și de ce ți-ai empatizat cu el? Nu a fost primul contact, să spunem așa, cu cannabisul medicinal, de altfel și în România se vorbește de mai mult timp. Avem și exemple în rândul cadrelor medicale și profesorul Dănăilă a vorbit despre cannabisul medicinal și domnul profesor Ciurea, pe care l-am avut de altfel invitat și în acea conferință despre care făceați vorbire. Neurochirurgul a vorbit despre beneficiile cannabisului medicinal, a recunoscut că dumnealui nu este pregătit în acest sens, dar că se vorbește și se aplică de mult timp, dând exemplul Spaniei. Alexandra punctua foarte bine că noi nu avem o problemă de informație, în sensul că informația este, studiile clinice există. Chiar astăzi am făcut un nou search pe EU Clinical Trials, pe câte cazuri, câte sunt înregistrate până în momentul de față studii clinice și cred că treceau de 40 și ceva de mii, aproape 7.000 dintre ele fiind studii pe persoane sub 18 ani. De altfel, tot ca o statistică interesantă, vorbim de peste 50 de patologii care au beneficii în urma administrării tratamentului cu cannabis. 50? Deci nu vorbim exact. Numai deci cancer. Nu vorbim, de multe ori se pune accentul poate pe terapia durerii. Și este un lucru important pentru că de multe ori, din ce am întâlnit noi ca și date, făcuse în referire la Germania, și într-adevăr, mare parte din rețete sunt prescrise pentru tratamentul durerii. Deci este într-adevăr
sumă importantă de pacienți, un număr important de pacienți care folosesc cannabisul în acest scop. De asemenea, se poate folosi pentru depresii, în tratarea efectelor adverse pe care, de exemplu, le suferă pacienții când le este administrată chimioterapia, în scleroză multiplă, în epilepsie, în Alzheimer, în Parkinson și lista continuă. Noi aici, încă o dată, nu avem o problemă de studii clinice care să existe. Deci noi avem la ce să facem referire, exact. Nu avem o problemă de informație, că noi nu reușim să aducem informația în rândul celor interesați. Da, ok, noi încercăm să ajutăm în acest proces, dar este un efort pe care vrem să-l facem cumva susținut și de cei care pun mai presus de orice interesul pacienților. Și aici, da, trebuie să fie autoritățile statului, în primul rând, cadrele medicale și toți cei care pot fi vizați sau sunt vizați în acest moment, pentru că ați spus foarte bine, toți avem persoane dragi nouă sau chiar noi cu afecțiuni diferite și este dreptul nostru ca pacienți să avem acces la cele mai bune tratamente, la cele mai noi tratamente. Și noi, ca și ceilalți pacienți europeni și nu numai, avem aceleași drepturi. Eu pe Alexandra o știu de mulți ani și da, este prima oară când suntem efectiv fizic în același platou să vorbim pe tema cannabisului, însă, cum spuneam, o știu de mulți ani, am avut norocul să o cunosc pe mama ei încă dinainte să aibă acest diagnostic teribil și am văzut sub ochii mei transformarea pe care a suferit-o, nu numai mama Alexandrei, dar întreaga familie, pentru că este o durere care nu se oprește la pacient, afectează întreaga familie. Calitatea vieții unui pacient, indiferent de cât este pronosticul acela, este extrem de important. Este important și o lună dacă mai trăiești, să nu trăiești în suferință. Și cred că Alexandra a uitat să spună mesajul nostru cel mai important în numirea, să spunem, acestui proiect de lege simbolic. Victoria mea, numele mamei Alexandrei era Victoria și noi am pornit această luptă în numele mamei Alexandrei, numele Victoriei Cârstea, dar gândindu-ne la toți pacienții, gândindu-ne la toți pacienții care suferă la fel și care, încă o dată, au aceleași drepturi. A spus așa că toți cei implicați ar trebui să aibă în vedere binele pacientului. Nu sunt toți cei cu care ați discutat până acum au binele pacientului în vedere sau nu? Mă gândesc așa, la piedicele despre care vorbeam la începutul emisiunii, și la niște declarații destul de, nu știu, care par împotriva proiectului dumneavoastră recente ale Ministrului Sănătății. Toată lumea vrea binele pacientului? Eu cred că așa ar trebui să fie, iar până în prezent nu cred că există o declarație pentru care să existe argumente reale împotriva cannabisului medicinal. De la punctul de vedere emis cu ceva vreme în urmă referitor la proiect, punctul de vedere al guvernului în care s-a plecat la drum amestecând cannabisul recreațional cu cel medicinal, din start nu putem vorbi de o argumentare corectă când referirea este una eronată încă de la început, iar ultimul răspuns, să spunem, al domnului ministru Rafila face referire iarăși la un punct care nu vizează proiectul nostru, adică dumnealui face referire la medicamente standardizate, medicamente care există pe piață și care, da, dacă se dorește sintetizarea produșilor cannabinoizi, ok, se face același demers cum se face pentru un medicament standard sau sunt diverse medicamente, fără să pronunț nume acum, care sunt pe piață și sunt pe bază de cannabis, dar care îndeplinesc anumite caracteristici. Noi facem referire, ca și în alte țări, subliniez încă o dată, unde legislația este în acest moment aplicată și vizează cannabisul medicinal. Cannabis medicinal administrat sub formă de ulei, de tinctură, de ceaiuri, forme care sunt personalizate în funcție de afecțiune și de nevoile pacientului. Aici vorbim de o plantă, practic, care funcționează într-un mod aparte și care mod de administrare și patologiile unde s-au observat rezultate sunt documentate prin studii clinice. Noi nu trebuie să inventăm roata, avem la ce să facem referire, avem o rezoluție a Parlamentului European din 2019 care încurajează statele să investească și mai mult în cercetare, deoarece, așa cum vă spuneam, este în creștere numărul acelor patologii care au beneficii în urma administrării tratamentului cu cannabis.
Așadar, să investim și noi în cercetare, lucru care nu-l facem și apoi negăm și faptul că sunt deja pe piață acele studii clinice. Și da, să nu negăm dreptul pacienților de a avea acces la acest tratament. Dacă nu suntem în stare să cercetăm, dacă nu suntem în stare să cultivăm încă să avem și noi și beneficiile economice, să asigurăm locuri de muncă, dacă nu suntem în stare să cultivăm, fie și pentru aspectele de mediu, pentru că dacă noi cultivăm cânepă, sunt aspecte importante legate de mediu, de care poate domnul Valeriu Taberă, care ne-a explicat mai multe, ar putea să vă dea chiar și mai multe detalii, dar sunt numeroase beneficii. Și noi avem dreptul, ca țară, ca cetățeni, să avem acces la aceste beneficii. Să vă întreb ca un profan sau ca un reprezentant al guvernului, există similitudini între cannabisul acela care se consumă în Amsterdam, de exemplu, și acesta medical, sau nu? Sunt lucruri diferite. Dacă vă explic. E foarte important să lămurim într-adevăr aceste concepte de bază, pentru că oamenii, am observat în practică, unii dintre ei care nu dețin încă informația corectă, consideră că deja avem produsul legal pe piață și la ce bună această luptă pe care o ducem. Cam avea un produs care se numește CBD, cannabidiol, care se poate procura pe piață în România. Aici vreau să fac două mențiuni. Am avut o întâlnire cu doamna deputat chiar de curând, cu președinta, cu directoarea de la Institutul de Bioresurse de la IBA. Și ne explica că dumnealor duc aceeași luptă din culise, cum ar veni ca și noi, doar că instituțional au alte pârghii. Au problema inclusiv a acestui produs cannabidiolul, care nu este nici el reglementat ca atare pe piață în România și care poate fi într-adevăr procurat, dar mai mult în mediul online, în magazinele de specialitate avem și aici aplicarea legii în mod diferit și asta vă pot spune că avem foarte mulți oameni care ne spun că în țară le este confiscată marfa, unora li se fac dosare penale, a existat din păcate și un caz al unei persoane care și-a pus capăt zilelor, pentru că cânepa are în mod natural acel 0,2-0,3 THC. Conform legii actuale, de aici necesitatea... Iartă-mă, componenta psihotropă care dă bătaie de cap, să spunem, în multe din aceste cazuri. Da, este foarte important că THC-ul și CBD-ul aducem în discuție, dar trebuie să lămurim, cum a spus doamna Dumitrache. THC-ul este compusul psihoactiv care, conform legii actuale, ar trebui să fie zero, adică să nu existe, da? În CBD, în mod natural, adică în cânepă, ar exista acel 0,2-0,3. Prin urmare, extractele din cânepă natural au acest 0,2-0,3. De aceea produsul, referindu-ne strict la CBD, adică ne intrând în discuția THC-ului, pune problema inclusiv acesta. Acum ne întoarcem de ce THC-ul și de ce ne trebuie și acest compus din cannabis. În practic, așa cum a făcut referire doamna deputat, studiile care sunt publicate, medicii care ne sunt alături, cazuistica bogată pe care o avem în ceea ce privește îmbunătățirea patologiilor, în tot ceea ce înseamnă peste aceste, în jur de aceste 50 de patologii, o dă planta per ansamblu, adică utilizarea unui produs natural, extract natural din planta per ansamblu. Planta per ansamblu nu are doar cei doi compuși CBD și THC despre care vorbim. Are în jur de 60 și ceva de cannabinoizi și în jur de 400 și ceva de alți compuși, terpeni și flavonoizi. Efectul sinergic al întregii plante, al tuturor compușilor, ajută la ameliorarea tuturor acestor afecțiuni pe care le menționăm și le avem în studiile de specialitate deja. Ne-am deci întrebat care este diferența. Este același lucru, asta vreau să vă spun, dar eu m-am abătut un pic de la discuție. Planta este una și aceeași, doar că atunci când este consumată în scop recreațional, THC-ul are o... și este fumată, aici e foarte important, proiectul de lege nu prevede fumatul. În scop recreațional se fumează, da? Iar THC-ul este în mod deosebit este doar THC, adică nu există și alți compuși, CBD-ul și... În proiectul de lege, exact după recomandările celorlalte state europene care au legislație în vigoare, produsul care va fi unul pe baza unei prescripții medicale despre care doamna deputat poate să vă spună mai multe, pentru că este strict reglementată în actualul proiect de lege,
va fi eliberat, va fi un preparat magistral, produs de preparat de farmacii, care va avea inclusiv CBD-ul, CBD-ul având acest efect de a contracara efectul psihoactiv al THC-ului, ceea ce înseamnă că pacienții, foarte important de specificat, nu vor avea niciodată acest sau poate foarte puțin în funcție de cantitatea de THC, efectul psihoactiv și adicția despre care se vorbește, că este această frică și această temere generată de adicția pe care cannabisul ar putea să o dea. Citeam niște rapoarte, nu sunt convinsă că e cazul să fiu prea plictisitoare, să intru în tehnicalități, însă citeam niște rapoarte în privința medicației clasice și a opioidelor și a ceea ce înseamnă criza opioidelor, mai ales în Statele Unite, dar și în Europa, și a deceselor corelate și a efectelor secundare nocive și, mai important de atât, a faptului că la un moment dat această medicație capătă rezistență și pacientul nu mai simte niciun soi de ameliorare, simptomele nu sunt controlate absolut deloc. În practică, cannabisul nu are aceleași efecte. Iar adicția despre care se vorbește este mult diminuată în cazul cannabisului cu ajutorul CBD-ului, așa cum se va administra, în timp ce în cazul opioidelor și a medicației clasice avem deja toate rapoartele medicale publicate oriunde pe glob, se arată clar că pacienții capătă adicție, capătă rezistență și de cele mai multe ori, din nefericire, sunt decese înregistrate corelate direct cu administrarea acestora. Problema mare în Statele Unite, citeam niște studii, exact, niște articole de presă, nu studii de specialitate. Cum ar trebui să se comercializeze acest cannabis? Nu-l fumăm în spital, asta e clar. Da? Am să revin un pic, încercând să clarific chiar mai mult ceea ce a prezentat Alexandra. Nu vorbim de același lucru ca în Olanda, deoarece este clar că modul de administrare este diferit, concentrațiile sunt diferite, iar efectul de high, încă o dată subliniem, nu este obținut în această formă de administrare, compuși tind să anuleze între ei acel efect psihotrop al THC-ului. Este important efectul acela de anturaj, adică administrarea uleiului care să aibă toți compușii, fără să izolăm CBD-ul sau THC-ul, deoarece e drept că CBD-ul este cel mai studiat până în prezent, după care THC-ul cred că ar fi în ordine, însă funcționează împreună. CBD-ul are anumite recomandări, însă THC-ul pare să fie esențial în anumite afecțiuni. Și am să vă dau un exemplu, pentru că probabil pe exemple vorbim mai aplicat, să spunem așa, în cazul epilepsiei la copii. În Marea Britanie, lupta pentru legalizarea cannabisului medicinal a luat amploare când a fost adus în atenția publică cazul lui Alfie. Alfie este un băiețel cu o formă de epilepsie extrem de rară. Alfie nu răspundea la tratamentul alopat, din contră, crizele lui se accentuau, erau sute de crize. Mama lui, pentru că de multe ori ajungem să facem anumite lucruri, nu pentru că am avut acces la cele mai bune opțiuni, ci din disperare căutăm opțiunile, a ajuns cu el în Olanda, pentru că tocmai ați făcut referire la Olanda, nu i-a dat să fumeze, evident, ci i-a administrat un medicament pe bază de cannabis, care conținea și THC, într-o doză adecvată pentru minori. Ea poate să fie o doză extrem de mică, dar importantă în acțiunea aceasta complexă. Și atunci poate să fie un 0,1 care nu are cum să dea efectul psihotrop, însă pentru Alfie a făcut minuni. Nu a făcut minuni doar pentru Alfie, cum vă spuneam, pacientul are tragedia și drama sa, durerea sa, numai că nu are cum să lase indiferentă familia. Viața de familie a mamei lui Alfie și a lui Alfie era una infernală. Frățiorul lui Alfie, înțeleg că era un pericol chiar, pentru că în momentul când făcea aceste crize, nu puteau să controleze sau să prevadă ce acțiuni va avea și punea în pericol viața frățiorului. Sper că n-am înțeles greșit, da, frățiorul. Corect. Așa. Atunci, când a găsit această soluție, din disperare, când a văzut rezultatele, numai că nu se mai vorbea de sute de crize, ci s-au redus dramatic la o criză sau două crize, când nu a mai avut efectele adverse pe care le are administrarea unui tratament alopat la copii, și aici n-am să intru în detalii, nu sunt medic, dar cred că nici nu trebuie să le menționez eu, pentru că o știu realitatea, mai ales părinții care au copii cu acest diagnostic. La orice prospect, la orice medicament, sunt zeci de eu personal cunosc părinți care au copii cu acest diagnostic și știu ce efecte adverse sunt, știu că nu le este ușor și cu siguranță acei copii
au dreptul și ei, ca și alții, să găsească un tratament, să le fie mai bine. În Olanda, cum spuneați, vorbim și de consumul recreațional. Încă o dată, la noi nu se vorbește de acest aspect. Noi ne concentrăm strict în acest proiect pe folosul în scop medical. Reglementările sunt extrem de stricte, exact ca în cazul morfinei. Este medicul specialist cel care scrie rețeta, rețetele sunt la fel de riguroase și de stricte și, de altfel, ministerul poate să reglementeze prin norme cât dorește de strict această formă de prescriere. Noi am asigurat cadrul legal tocmai pentru a construi o cât mai bună, să spunem, livrare a unui produs necesar în tratamentul pacienților cu diverse afecțiuni, încercând în același timp să prevenim orice tip de abuz. Însă, încă o dată, neavând acel efect de hai, nu cred că există acest pericol. Noi chiar ne-am uitat în continuare la statistici. De multe ori, persoanele care beneficiază de acest tratament, excluzând poate epilepsiile acestea rare la copii, sunt persoane cu dureri cronice, undeva între 40-60 de ani. Nu putem să suspectăm că o persoană care poate chiar nu mai reușește nici să muncească, este o durere care îi ține țintuit la pat. Nu este normal să nu aibă această șansă, mai ales că e o teamă nejustificată prin argumente științifice, anume aceea de dependență. Alcoolul dă o dependență mai mare. Este un lucru pe care ne-a spus profesorul Barnes în conferință. Alcoolul dă o dependență mai mare decât cannabisul. Șansele să faci o supradoză în urma administrării cannabisului medicinal sunt zero. Tu poți intra în coma alcoolică, dar în urma administrării cannabisului medicinal, cel mult ai o durere de cap. Nu există să moară cineva de supradoză de cannabis. Am urmărit și eu la televizor și înțeleg panica. Eu consider justificate temerile tuturor până la urmă celor care au ridicat probleme, tinerii noștri, problema drogurilor, dar sunt discuții separate. Cei care ajung cu probleme în urma consumului drogurilor, în ATI, etc., consumă un amestec de droguri. Nici nu știu medicii ce consumă. Poate află într-un final, dar și ei precizează că cei care ajung acolo poate au consumat etnobotanice și multe altele. Cannabisul medicinal, mai ales în această formă administrat, nu poate fi sursa unei supradoze. Lucrurile par destul de simple, totuși s-au împotmolit undeva, pentru că lucrați la acest proiect de mult. Unde s-au împotmolit? De ce nu poate un ministru care face parte din același partid ca dumneavoastră, nu știu, de ce nu aveți un dialog cu domnul ministru să-i spuneți exact cum stau lucrurile? Bănuiesc că va înțelege, pentru că este o persoană inteligentă și v-am văzut absolut alături de dumneavoastră și în Constanța ați fost. Cred că este important să ținem cont că noi am depus proiectul în 2019, în momentul când noi am încercat tocmai să informăm cât mai bine a început și pandemia, așadar nu am putut să ne ținem exact ritmul și pașii pe care doream să implementăm pentru a aduce informația cât mai aproape. Și au avut și alte exact, am înțeles că trăim vremuri, să spunem, grele, pentru că nu este ceva ce puteam să prevedem, nu e ceva ce s-a gestionat ușor și în continuare problema COVID-ului este în atenția publică și este normal să fie așa, însă chiar și aici citisem în plină pandemie că în Austria se administra cannabis pacienților bolnavi de COVID tocmai pentru că are un rol extraordinar în reducerea inflamației. Așadar, cum noi am fost, să spunem, dispus să trecem peste lipsa unor studii clinice atunci când am fost confruntați cu o criză și anume am adoptat un vaccin fără să aibă la bază niște studii clinice, când avem studii clinice, când avem exemple în țările din jurul nostru, noi tot refuzăm să le vedem, asta da, mi se pare nedrept. Mi se pare nedrept, cum vă spuneam, în primul rând pentru pacienți. Nu este o bătălie a mea și a Alexandrei, în sensul în care acum poate pentru sufletul nostru e cumva prea târziu, dar este în timp pentru ceilalți. Și până la urmă, da, poate nu suntem noi prea optimiste, dar asta zic eu că este un lucru bun. Nu consider că domnul ministru Rafila are un punct de vedere negativ, din contră, cred că a luat prioritățile în ordinul cuvenit, să spunem acum, în ordinea cuvenită. S-au și schimbat miniștrii destul de des. Situația am luat-o și noi ca atare, iar Parlamentul este într-o formulă nouă din 2020, așadar munca noastră de lămurire poate a început un pic de la zero în 2020, însă cu rezultate foarte bune.
În 2019, când am depus proiectul, am avut aproape 100 de colegi alături din mai multe partide, deci da. Nu este un proiect care să mi-aparțină mie. Nu, îl vreau da? Și Alexandra și-a dorit acest lucru, să nu fie un proiect politic. Este un proiect de suflet, de țară, da. În interesul pacienților. Eu să știți, dar ministru și dumneavoastră faceți așa. Vrea, Cristina este delicată. Lucrurile? Păi exact Doamna așa, Dumitrache eu sunt mai este directă. Este și un om politic. Exact, da? Eu pot să fiu mai directă. Și sunt, proiectul acesta, de la bun început, deci nu este relevant din partidul în care este Cristina Dumitrache. Cristina Dumitrache este o femeie cu suflet, este mamă. Și este o persoană în care nu numai că a cunoscut situația mamei mele, a empatizat cu ea și cu toată durerea prin care trec pacienții. Și mă amuzeam, știți cum e, cu un ochi plângi, cu un ochi râzi câteodată în demersul ăsta, sunt și voci care ne contracarează. Și pe mine personal e să pătimașă. Da. Mie îmi place treaba asta, dar argumentat încă o dată. Adică eu dau argumente, vreau și eu argumente înapoi. Că sunt pătimașă, da, așa e firea mea. Dar că vorbesc pătimaș pe acest subiect este pentru că de fiecare dată când vorbesc despre subiectul ăsta, eu retrăiesc toată drama prin care am trecut în casă. Îmi amintesc fiecare etapă pe care eu descriu și pentru lucrurile acestea mi se pare inadmisibil cu fiecare ocazie în care ducem discuția în derizoriu pe tema consumului recreațional și mai mult de atât au existat momente în care am auzit și eu acest argument că este proiectul PSD-ului. Cristina Dumitrache este un reprezentant valoros al Partidului Social Democrat, aflat deja la multele mandat, cu multe proiecte pe care le-a trecut în acest partid politic, dar de fiecare dată, la fiecare proiect la care a contribuit dumneavoastră, a gândit la binele cetățenilor. Așa este și acest, sensul acestui proiect de lege, în care unul dintre susținători este și Emanuel Ungureanu de la USR. Avem foarte mulți alți oameni care au înțeles că acesta nu are cum și nu are dreptul nimeni să-l gândească ca pe un proiect pur politic. Este un proiect de țară și în momentul în care ne iubim cetățenii, ne dorim o calitate a vieții pentru ei superioară, ne dorim, mai ales, uite, a făcut referire la planul economic, se apropie o criză economică iminentă. Avem 11.000 de exemple în Europa și în lume cu țări care nu știu cum să găsească soluții ca să-și ajute cetățenii și economia. Cannabisul face o diferență extraordinară prin creare de locuri de muncă, prin vreau să fac să vă dau un exemplu referitor la Grecia. Grecia este un stat vecin nou, da? Grecia are legea lor a trecut deja, este în vigoare. Grecia reglementează, de fapt interzice importurile. Noi am lăsat în acest proiect de lege este putem toate să le avem la dispoziție, produse sintetice, produse standardizate, așa cum vrea și domnul ministru, planta legalizată în întregime, importuri. Adică am căutat să creăm o plajă largă ca să putem da cât mai repede accesul la tratament. Grecia vine ca un popor naționalist ce e, interzice importurile și declară deja la nivelul guvernului că vor să se poziționeze în principalii cultivatori și furnizori de cannabis în scop medical. Deci mi se pare ceva incredibil deja să gândească, am depășit deja discuția în folosul pacienților, ne gândim deja în sfera economică, da? Și vreau să revin la domnul ministru, pentru că exact cum zicea Cristina, poate sunt idealistă, dar dumneavoastră este reprezentantul țării noastre în OMS. OMS-ul a făcut o recomandare Națiunilor Unite în 2020, tocmai în privința cannabisului și, practic, a recunoscut utilitatea medicală a cannabisului, da? Sunt convinsă că dumnealui are acces la aceste studii și sunt convinsă că dumnealui poate avea capacitatea de înțelegere a fenomenului și mai mult decât atât, cu cât noi ne punem sufletul pe tavă și vorbim despre subiectul acesta de fiecare dată din toată știința pe care am acumulat-o, voit eu, nevoit de fapt eu, Cristina din dorința sinceră de a se implica într-un proiect de lege care să fie important și care să fie util pentru pacienții din țara noastră. Deci suntem niște oameni care nu vrem decât să dialogăm pe argumente și am speranța în continuare că din păcate nu am primit aceste argumente, adică eu personal am fost invitată săptămâna trecută la o emisiune la care au intervenit diversi specialiști. Argumentele pe care le-au folosit nu au fost direct corelate cu ceea ce vorbim noi pe proiectul de lege. Au fost
adiacente pe consumul de droguri, care este într-adevăr o tragedie. Noi suntem mame. Evident că te gândești la copilul tău și că ți-e teamă de acest fenomen. Exact, este o altă discuție și nu este normal că în timp ce noi dezbatem și noi cerem niște, nu știu, obligativități poate venite de la nivelul Uniunii Europene, sunt pacienți care fie au nevoie disperată acum de tratament, fie mor în chinuri. Și din păcate eu poate am această voce vehementă pentru că în afară de mama, de-a lungul anilor am pierdut mulți oameni care au așteptat și au sperat ca acest tratament să fie disponibil în România cât mai curând. Deocamdată rămânem cu această speranță, dar și cu optimismul, dar nu doar cu atât, pentru că ceea ce vă pot garanta este că în paralel vom continua cu tot ceea ce înseamnă informarea științifică, vom organiza dezbateri și am convingerea că prin pârghile pe care le are doamna deputat, va invita reprezentanții Ministerului Sănătății la discuții și la întrebări libere și articulate, da, cu diversi specialiști pe care deja îi avem în echipa noastră și pentru cauza din România. Adică încercăm să facem totul transparent, astfel încât oamenii să-și facă propria lor opinie pe acest subiect. Accesul la informație trebuie nerestricționat, este obligatoriu să fie privită din ambele chestiuni această situație foarte gravă pentru foarte mulți pacienți, poate care nu au voce și care nu au putere să se lupte acum. Și poate, da, mi-a dat Dumnezeu mie forța asta. Mulți îmi spun că am fost inconștientă și la pragul, nu știu, poate a nebuniei, că am luptat împotriva unui șablon până la urmă, unei stigmatizări, dar am luptat atunci când mama era în viață și am luptat pentru salvarea ei și așa cum m-a emoționat foarte tare Cristina făcând referire la numele proiectului de lege, am luptat și după ce am pierdut-o pe mama, pentru că mama mea a fost exemplul acesta de victorie, de forță și de iubire față de semenii ei. Mama mea, în toate clinicele unde a fost, în toate spitalele, cu toți medicii cu care a discutat pe parcursul tratamentelor ei, a subliniat importanța informării și a legalizării cannabisului folosit în scop medical, pentru că beneficiile ea le-a văzut pe ea. Și vocea ei a fost una care, chiar și înainte să o pierd, mi-a transmis mai departe acest testament moral extrem de important, pentru care eu astăzi nu pot să fac rabat, de la care eu nu pot să fac rabat, nu pot nici să tac, nici să fiu mai puțin incomodă la acest capitol, pentru că nu am cum, știind ce înseamnă durerea, știind ce înseamnă suferința și știind ce înseamnă necesitatea legalizării unui tratament care este foarte important de specificat, nu a pus aceste probleme până în anii 30. Și putem intra în discuții istorice și de ce a fost interzis și care sunt motivele reale, dar până în anii 30 am beneficiat de un tratament timp de câteva sute de ani, tincturi, s-au folosit ca atare, că este un produs botanic, cu beneficii pe care medicina la momentul respectiv le exploata din plin și vorbea despre ele fără nicio restricție. Din anii 30, practic, cumva am uitat beneficiile cannabisului și ne întoarcem doar la a discuta despre acest drog care, de fapt, în practică, așa cum făcea referire, din totdeauna a fost folosit. Exact. Și vorbim de droguri mult mai periculoase în momentul de față și bineînțeles, și putem vorbi și de zahăr, dacă vreți, avem o discuție pe tema aceasta. Chiar am urmărit o conferință ca să ne și detenționăm de acest subiect, dar statistic și dovedit științific este că zahărul este mult mai adictiv decât cannabisul. Cafeaua, de asemenea. Vorbim despre niște produse care fac parte din viața noastră, de zi cu zi. Să vă spun un secret, adică m-am lăsat de fumat de 16 ani. Aș mai fuma din când în când așa câte o țigară, nu pot să mă las de zahăr, decât maxim o lună sau două. Dependența de zahăr este mult, mult, mult mai puternică. Da, da. Deci aveți dreptate să... Studiile se confirmă. Studiile, da, se confirmă prin mine. Eu înțeleg ce spun pacienții și dorința lor de a avea acces, dar ce spun oamenii? A fost un sondaj recent, nu știu cât de științific, dar e relevant. Și ce spun încă ceva? Ce spun medicii? Ați discutat cu medicii dacă vor să aplice, știu... Încă o dată, în țările pe care noi le-am avut ca exemplu, bătălia nu a fost dusă doar de pacienți. Au avut medici alături. În Marea Britanie, neurologul Mike Barnes, profesorul Mike Barnes, este cel care a dus această bătălie alături de mama lui Alfie, alături de Hannah,
și este și cel care ne-a asistat de-a lungul acestui proces, cel care a venit în conferință și pe care dorim în noiembrie, când plănuim refacerea acestei conferințe în format fizic, dorim să-l avem alături. Conferința precedentă a fost în format online. Exact, pentru că așa ne-a obligat pandemia, ne-am adaptat, însă sunt convinsă că un format fizic al acestei conferințe ne-ar asigura o mai bună vizibilitate, dar cu siguranță și o mai bună transmitere a informațiilor, în special pentru cadrele medicale, care cred că acum sunt mai deschise. Eu personal, având și alte proiecte pe sănătate, interacționez în permanență cu cadre medicale și cred că este clar un semn de deschidere, pentru că este inevitabil să trăiești în ritmul în care trăim astăzi, cu accesul pe care îl avem la informație, și să continui să zici că nu există exemplele în jurul nostru, că nu există studiile, că nu există pacienții care cer aceleași drepturi. Și părerea oamenilor simpli care au participat la acest sondaj? Un 84%, care este un lucru extraordinar pentru legalizarea cannabisului medicinal. Eu cred că și cei care au temeri sau care au întrebări, în momentul când te poți așeza față în față sau le poți răspunde acestor temeri, acestor întrebări, ei se liniștesc și înțeleg aceste lucruri, pentru că argumentele sunt clare. Nu sunt lucruri pe care noi le dezbatem sau ne gândim că așa ar fi bine. Poate optimismul din noi se naște din experiențe personale, și aici m-aș întoarce într-adevăr la cum s-a născut acest demers. Mama Alexandrei, Victoria, a trăit mult mai mult decât era, să zicem, pronosticul, în loc de câteva luni. Tu ai aproape 5 ani. Cu ajutorul acestui tratament adiacent. Mai nu mult l-a înlocuit. Atât, nu a mai folosit medicația clasică despre care vă vorbeam mai devreme. Deci adică a trăit mai bine decât mult ar fi peste ceea ce exact medicii prevedeau, și cu o calitate a vieții clar mai bună decât putea să obțină în urma administrării tratamentelor pe care le avea în acel moment la dispoziție, în urma recomandărilor medicilor care o urmăreau în acest proces. Așadar, da, noi suntem optimiste pentru că am văzut evoluția mamei Alexandrei. Noi suntem optimiste pentru că petiția Victoria mea a strâns peste 30.000 de semnături, fără ca noi să avem mare lucru de resurse, și într-o perioadă în care eram amândouă dărâmate, deci nu reușeam să susținem cu forța necesară un astfel de demers, pentru că am avut zeci de colegi, numai la prima strigare, să spunem așa, când am depus atunci proiectul, pentru că l-am depus în urma unei munci asidue, dar sub imperiul unei emoții puternice. Nu am stat să facem o informare amplă la nivelul Parlamentului, ci am prezentat proiectul, am vorbit cu cât mai mulți colegi și, da, ne-am grăbit, aveam nevoie să îl depunem. El a trecut acid de Senat. Și da, suntem optimiste pentru toate aceste lucruri, pentru că am găsit experți neurologi, psihiatri, cercetători, medici care tratează mii de pacienți cu terapia durerii, în terapia durerii, depresie, anxietăți, etc. Da, optimismul nostru, încă o dată, e bazat pe argumente, pe experiențe directe, pe studii clinice, pe, până la urmă, ceea ce noi vedem în realitate, pentru că de multe ori experiența reală a unui pacient este mai importantă decât orice recomandare. Dacă un pacient îți spune că nu mai are durerea respectivă, nu poți să-l ignori. Dacă îți spune că vrea să aibă și el aceeași șansă ca un pacient din Germania sau din Spania, nu poți să-i negi această șansă. Este inuman. Și în declarația unui pacient e începutul unui studiu. Nu simțiți o frustrare că de atâta timp nu se schimbă nimic? Eu înțeleg optimismul dumneavoastră. E puțin spus frustrare. Cred că de altfel optimismul ăsta, bine că îl mai am, pentru că maschează oarecum furia pe care o am. Cât pe locuri furia pe care am simțit-o după pierderea mamei, ca orice copil care ar fi vrut să poată să beneficieze de acest tratament pentru mama ei, am avut o furie pe care am ales să o direcționez constructiv în acest proiect de lege, adică pentru informarea, pentru acest proiect de lege, pentru că mi-am dorit ca informația să ajungă la toată lumea. Și vreau să cred că nu vorbesc din această patimă în momentul de față nefondat. Și ăsta este adevărul. Vorbesc din durerea prin care am trecut, vorbesc din, exact cum zice Cristina, din cazuistica pe care o avem, vorbesc din faptul că avem alături de noi niște oameni care au zeci de ani de studiu în spate. Vorbim despre o plantă ale cărei beneficii, de fapt, potențialul THC-ului se cunoaște din 1964. Există un cercetător, Rafael Meșulam,
este, are 94-95 de ani, este considerat părintele cannabisului. El a făcut primele studii, este din Israel, el a făcut primele studii care arată beneficiile THC-ului din 1964. Am avut la conferință o biochimistă celebră din Spania, Cristina Sanchez, care are și la rândul ei o frustrare deosebită, dar o informare și o siguranță pe tot ceea ce înseamnă experiența ei de 30 și ceva și de ani de activitate. Și pe studiile pe care le conduce, prezent. Exact, pentru că n-a beneficiat de finanțări până acum scurt timp, n-a beneficiat de sprijin și ea, practic, s-a luptat cu morile de vânt atunci, și în Spania și, mă rog, la toate conferințele la care a participat, povestește același lucru, că a dovedit că în studiile preclinice pe șoareci, vorbim despre niște rezultate spectaculoase în cancer. Noi acum, clinic, avem dovedit că ajută cannabisul în reducerea tuturor simptomelor secundare, efectelor secundare ale chimioterapiei, în anxietate, în depresie, în durerile cauzate de toate aceste tratamente. Și poate cineva s-ar gândi că e puțin lucru. Eu vă pot garanta că este mare lucru și cine nu își dă seama ce înseamnă anxietatea și depresia, mai ales în cazul unui pacient oncologic, nu realizează că, de fapt, acestea sunt resursele pacientului de a lupta în continuare pentru viața lui și, practic, tot ceea ce ține familia aia să mai aibă un sens, să mai funcționeze, să lupte alături de pacientul respectiv. Pentru că se instalează această depresie odată cu durerea, odată cu starea proastă pe care pacientul o are fizic. Deci nu e puțin lucru pe studiile actuale pe care le avem. Dar revin la Cristina Sanchez. Cristina Sanchez ne vorbește pe studiile preclinice pe care le are deja tipărite și care sunt cunoscute în întreaga lume, despre niște rezultate fabuloase pe care le-a avut pe șoareci și pe reducerea tumorală pe care șoarecii au experimentat-o prin injectarea directă a THC-ului. Erau tumori la creier, dacă mi-amintesc exact. Bine, și ne-a prezentat cercetarea respectivă în cadrul conferinței. Într-adevăr, a fost o prezentare spectaculoasă, tocmai pentru că de multe ori, vorbind de terapia durerii sau punând accentul pe terapia durerii, pare cumva că există speranță și într-un antiinflamator sau o altă resursă, pe când vorbești de tumoare pe creier, pentru toți cred că este un subiect înfiorător, iar în acele prezentări în care erau făcute radiografii la tumoare, efectiv dispăruse tumoarea, deci nu se mai vedea decât locul injectării. Într-adevăr, cred că a fost un șoc, cel puțin pentru mine a fost un șoc să văd dimensiunea reducându-se în timp până la a dispărea total. Pentru noi, să spunem, cercetarea aceasta care se desfășoară în Spania a fost ca o experiență aproape extraterestră, să spunem așa, la nivelul acela, însă trebuie să ne întoarcem și la resursele pe care le are România. În România există centre unde se fac cercetări pe cânepă, pe cannabinoizi, la Lovrin, chiar mi-am notat în Timișoara, avem un centru de cercetare, la fel avem și în Neamț, da, la Secuieni, domnul Valeriu Tabără, domnul ministru Valeriu Tabără, chiar ne-a vorbit în detaliu de aceste aspecte. Cum vă spuneam, profesorul Ciurea ne-a vorbit iarăși de aspectele medicale. Domnul Colcea, care a fost invitat în conferință, chiar a pus niște întrebări foarte interesante. Din perspectiva domniei sale, a întrebat specialiștii care erau prezenți la acea conferință dacă există modificări la nivel de creier în urma unui examen RMN, când se administrează cannabisul medicinal, și i s-a răspuns clar că nu. Dacă la alcool se poate observa o modificare, în cazul cannabisului, pacienți care au beneficiat de acest tratament timp de 10 de ani nu au avut modificări la nivel de creier în urma examinării RMN. Așadar, toate întrebările pot găsi răspuns la specialiști. Noi ne dorim exact acest lucru. Nu să răspundem noi tuturor întrebărilor, ci să putem aduce acești specialiști care există, aceste studii până la urmă să fie, da, explicate, prezentate pe înțelesul tuturor până la urmă, dacă e nevoie. Cu siguranță, cei mai importanți factori în acest proces sunt autoritățile și cadrele medicale. Dar, cum vă spuneam, convingerea mea este că facem progres și nu este o convingere optimistă, este o convingere bazată pe interacțiunea pe care o am în acest mediu, iar poate
Așa se întâmplă și în alte țări sau așa s-a întâmplat și în alte țări. Poate autoritățile, statul este ultimul care se mișcă în acest sens. Întotdeauna societatea este cea care a pornit această mișcare și este natural, pentru că durerea o simte fiecare în sânul familiei, o simte el direct și poate să pună în mișcare acest proces. Este unul în care eu am încredere că este la fel de eficient, poate este mai dureros un pic sau de lungă durată și ne trebuie o luptă mai acerbă sau, să spunem, mai aplicată, mai determinată. Însă eu și Alexandra suntem și determinate, da, și avem toate argumentele necesare pentru a duce această luptă la bun sfârșit. Mi-a spus în ce țări se aplică acest tratament? În Grecia? Grecia, Spania, Marea Britanie, Elveția, în Italia, Malta, am putea să continuăm lista, sunt aproape 50 de state la nivel. Deși Cehia și Polonia, deși țări apropiate nouă, da? În principiu chiar am asociația. Ca să înțeleagă lumea, că nu e România singura. Care, nu, bineînțeles. Da. Cu siguranță n-am fi pionieri în acest sens. Din păcate nu suntem aici, nu știu, am avea ocazia poate pe cercetare, odată ce se va legaliza după, în scop medical. Poate avem o șansă din acești, cum v-am zis, atât de mulți compuși pe care planta i-are, poate avem o șansă pe cercetare să fim inovativi. Interes. Dar vreau să vă zic două vorbe apropo de faptul că noi încă luptăm. Poate nu întâmplător, emoția și dăruirea și convingerea cu care noi am împins mai departe cât am putut acest proiect de lege și, de fapt, discursul și informarea, poate nu întâmplător vine din partea unor femei. În majoritatea statelor pe care, nu știu, am intrat în legătură eu ca și asociație, am deja parteneriate cu multe, cu multe asociații europene, dar și în afara Europei. Și majoritatea persoanelor care au luptat din societatea civilă sunt femei, sau chiar deputați, sau oameni politici, dar majoritatea sunt într-adevăr femei. Probabil că nu trebuie să uităm că componenta emoțională și forța femeilor în ceea ce privește resursele pe care le dăruiește o femeie atunci când își iubește familia sunt inepuizabile. Asta nu înseamnă că un bărbat nu are aceleași resurse, să nu mă înțeleagă greșit telespectatorii dumneavoastră, dar vreau să spun că poate dăruirea și emoția cu care vorbim și poate, nu știu, dacă unele persoane, de exemplu, eu am primit și reproșuri că n-am față de persoană care împinge proiectul ăsta mai departe. Da? Nu știu. Nu-i ascultați. Nu contează asta. Nu contează. Important e pentru mine să zic ceea ce trebuie și ceea ce este corect. Poate nu sunt cea pe care și-ar fi dorit-o unii oameni, nu știu, să-i reprezinte. Dar ceea ce pot să vă garantez celor care mă privesc și care se uită acum la noi este că mi-am dat nu tot sufletul, 1000% din sufletul meu, pentru ca ei să beneficieze de tratament și încerc să-mi dăruiesc toate resursele constructiv pentru, atât pentru mama mea, cât și pentru toți oamenii care îmi scriu lunar, săptămânal, de fapt primesc enorm de multe mesaje de la pacienți și încurajări. Și astea sunt niște lucruri pentru care, nu știu, noi ne luptăm și găsim resurse să vorbim în numele lor, pentru că nu totul este așa de negru cum, nu știu, poate ne lasă să credem statul român, ci oamenii a căror voce nu se aude încă ne transmit în continuare să luptăm, să mergem mai departe, astfel încât ei să nu mai fie considerați niște infractori. Pentru că ăsta este un aspect pe care noi nu l-am pomenit. Există o situație despre care, nu știu, noi nu vrem să vorbim sau ne punem capul în jos de fiecare dată și evităm subiectul ăsta. Este o întreagă rețea în România, ca și în celelalte state unde nu este legal, în care oamenii sunt nevoiți să-și procure ilegal de pe piața neagră acest tratament. Și pentru acest risc la care se supun, pot fi sancționați cu închisoarea, pot deveni... Exact. Da. Și pot pierde libertatea și asta este un lucru dramatic atunci când un om din disperare ajunge la astfel de soluții, nu este normal și dincolo de riscul penal pe care îl are, poate să ajungă să consume un produs de o calitate îndoielnică sau poate chiar periculoasă, să-l ia crezând că este ceea ce trebuie sau ceea ce i s-a recomandat
și atunci nu avem control asupra ceea ce primesc acești pacienți, felul în care primesc, îi mai expunem și acestui risc suplimentar, dincolo de durerea pe care o au, aceea de a deveni infractori în statul care ar fi trebuit altfel să le protejeze drepturile ca pacienți. Care e concluzia acestei emisiuni, doamna Dumitrache? Ce ar trebui să înțeleagă oamenii? Oamenii ar trebui să înțeleagă, în primul rând, că au aceleași drepturi ca toți pacienții din Europa și nu numai, că asta este rolul unui parlamentar, rolul unui ONG, să-și asume o bătălie și, da, să informeze în acest proces și să ducă această luptă la bun sfârșit, da, cu susținerea societății civile și nu numai. Pentru noi rămâne acest sentiment optimist. Cred că faptul că iarăși putem și avem oportunitatea, și vă mulțumesc încă o dată, să vorbim pe tema acestui subiect, este deja un pas înainte. O nouă conferință pe care o pregătim, sper eu, să aducă și mai multă informație în rândul cadrelor medicale, în rândul colegilor și nu numai. Iar de aici, până la urmă, în Parlament, cu bunăvoință și consens politic, pe care eu mi-l doresc din tot sufletul, acest consens politic, pasul legislativ, să spunem, tehnic, nu este unul, știți cum, e un pas mic pentru Parlament, un pas mare pentru România și pentru pacienții din România. El poate fi făcut în următorii 2 ani și jumătate, pasul acesta legislativ, da? Dacă există acest consens, poate fi făcut într-o săptămână, așa cum vă spuneam, un pas mic pentru Parlament, unul mare pentru țara noastră. Concluzia dumneavoastră? Eu eram acum dezamăgită când v-am auzit cu termenul ăsta de 2 ani și ceva. Am spus așa vreau pentru că mai avem 2 ani și jumătate de mandat. Eu aș vrea să se înțeleagă și pe de o parte aș vrea să transmit un mesaj celor care au decizia asta în mâini, parlamentarilor în mod deosebit, pentru că acolo stă decizia și asumarea acestui proiect de lege, să înțeleagă că sunt oameni care nu mai au atâta timp de pierdut, sunt oameni care au nevoie acum de acest tratament și să încerce să empatizeze cu tot ceea ce înseamnă suferința unui om pus și în situația de a fi infractor, așa cum am vorbit mai devreme. Și în al doilea rând vreau să adresez o rugăminte tuturor românilor care ne privesc și constanțenilor care se uită acum la noi, pentru că, încă o dată, repet, dacă suferința i-a ocolit, dacă durerea și boala nu e în familia lor acum, să găsească totuși în ei resursele, să înțeleagă că lupta aceasta pe care noi o ducem este pentru acei oameni care chiar au nevoie de asta, acum, disperată. Nu este un moft, nu este o portiță spre legalizarea cannabisului recreațional, nu suntem acești sociologi care trebuie acum să prevedem ce se va întâmpla în 10 ani de acum înainte. Noi vorbim despre o dorință și o nevoie reală, acum, a societății noastre și argumentat ne folosim această voce, aducem toți acești oameni de știință care vor să ne ajute, că vor din tot sufletul să contribuie și la bunăstarea cetățenilor României și pentru că, este de menționat asta, acum această bătălie se duce cumva la nivel mondial. Așa cum s-a dus în anii 30 pentru stigmatizarea plantei, acum se duce pentru a normaliza situația și a ne face să înțelegem că vorbim despre natură. Eu sunt un om credincios și eu cred că orice plantă pe care a lăsat-o Dumnezeu pe fața pământului își are rostul. Bineînțeles, cu moderație, folosită normal în aceste condiții medicale, așa cum am vorbit, reglementat, sunt absolut convinsă că totul folosit cu moderație în viața asta lăsată de Dumnezeu pe pământ are o noimă și are un sens. Și ar trebui să nu uităm și aș mai vrea doar să zic atât în încheiere, vreau să nu se înțeleagă, deși vorbim cu tristețe și durere despre toată această, nu știu, discuție în contradictoriu pe care poate o avem prin diverse instituții, dar aș vrea să se înțeleagă că noi ducem un mesaj unitar. Noi nu vrem diseminarea taberelor, noi avem convingerea că alături de noi sunt medici, sunt pacienți, sunt oameni cu sufletul deschis și bun și nu vrem decât să-i strângem pe toți la oaltă. Noi nu vrem să creăm aici tabere pro și tabere contra, deși, mă rog, a fost formatul de luni ca atare. Cu toate acestea, am găsit acolo și susținerea oamenilor și asta vreau să se rețină. Noi purtăm un mesaj de unitate și pentru oameni și din empatie și din iubire pentru oameni. Mulțumesc și vă doresc succes. Îmi plac oamenii care au idealuri, care luptă pentru ceva care ar aduce bine tuturor, nu persoanelor lor. Și o luptă pe care o duceți de mulți ani de zile și sunt convins că nu în următoarea săptămână, dar poate mai devreme de 2 ani și jumătate va avea succes și că multă lume va avea de
nu știu, le va fi puțin mai bine de pe urmă acestui proces legislativ. Mulțumesc pentru prezență, mulțumesc că ați venit în Constanța, știu că a fost greu, a fost un efort din partea dumneavoastră. Cu toată bucuria și cu tot sufletul, așa cum am zis, m-am bucurat să fiu alături de Cristina astăzi, pentru că e foarte important să ne vadă oamenii una lângă cealaltă, două femei asumate, care fac asta din tot sufletul, dincolo de convingeri de politice, dincolo de orice. Suntem doi oameni informați și care ne iubim oamenii de lângă noi și pe aceia pe care îi știm în suferință. Și vreau să ne vadă și constanțenii cu această v-am văzut. Mulțumesc pentru prezența la emisiune și dumneavoastră că v-ați uitat. Să aveți o zi excelentă în continuare. Mulțumesc.